Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În sfârșit s-a schimbat legea și polițiștii locali vor putea aplica amenzi pentru parcare neregulamentară, chiar dacă șoferul nu e prezent la mașină sau e mașină de firmă. Vezi, Luca, ce ai făcut? Ai ridicat problema aici. Da. Și uite, oamenii s-au pus imediat pe treabă. Imediat s-au mișcat. Deci dacă luați vreo amendă de la poliția locală, Luca e... Deci până acum nu se putea, pentru că polițiștii locali nu aveau dreptul legal să solicite datele personale ale șoferilor. Dacă aceștia nu erau la mașină în momentul aplicării amenzii. Băi, că ăla nu e la nimeni. Adică există așa ceva, nu mi-aș imagina niciodată ce chichiți au găsit în lege. Poliția degeaba, știi? Da. Peste tot în lumea asta civilizată, dacă te duci undeva, ai lăsat mașina prost, greșit, în loc neregulamentar, e moment de nu te vezi. Nu contează că ești, că nu ești, o iei de... Nu eventual te vezi. Îți ia și mașina. Da. La noi, dacă nu ești șoferul în momentul acela acolo, iar dacă e mașină de firmă, pa, la revedere, pa. Da, înțelegi? Da. Băi, bun. Asta e, deci dacă nu erai la mașină, îți lăsa invitații la secție ca să ți se dea amendă. Dacă nu te duceai, pagubă în ciuperci. Asta e. Dar în sfârșit s-a schimbat legea, a fost adoptată de Parlament, a fost vot final, merge la promulgare. Nu credem că domnul președinte se va opune totuși, să explice cineva despre ce este vorba și o să înțeleagă dânsul. Da. Și, deci, proprietarii trebuie să transmită informații despre identitatea șoferului și foarte interesant, dacă refuzi să transmiți la cererea poliției, amenda pentru că nu dai informațiile astea este mai mare decât amenda de parcare. Și atunci, da, este o lege foarte bună și, mă rog, e valabil și pentru amenziile aplicate de polițiștii de la rutieră, evident. Deci ne bucurăm foarte mult. Acum noi o să avem aici o dezbatere dacă este etic sau nu pentru noi ca jurnaliști cu atâta putere să facem sesizare pentru mașini parcate neregulamentar pe șoseaua Pipera, da, când venim la redacție. Da, mă rog, e vis-a-vis de permise, cum ar veni. Da, de tot poliție. Un fel de poliție, că nu mai e secția de poliție care îți dă permisul, cred că țin de prefectură. E altfel de poliție, asta ce fel de poliție? Nu știu să spun, în fine. Deci vis-a-vis de direcția de matriculare și permise. Permisele nu se dau de la rutieră? Adică chiar de la rutieră? Are dreptate, nu... Are dreptate, nu? N-am cum să te ajut. Nu te uita la mine. Adică vis-a-vis de poliția rutieră... Deci vis-a-vis de poliție, măi, oameni buni, e posibil o bandă întreagă este blocată, dar știi că am observat că, de exemplu... Dar toate se întâmplă din cauza unei mașini, îți spun eu. Că aia pe care o găsesc eu, voi când veniți mai târziu. Eu când vine mai devreme. Nu, lasă că veniți. E o mașină care este acolo de câteva luni. Abandonată. Este de cel puțin doi ani. În mijlocul benzii, așa, știi? Și normal că oamenii când vin și văd o mașină parcată, știi, spiritul de turmă, deci se parchează aici, se formează un cârnat de mașini parcate. Da, e teoria alfa. Teoria ferestrelor sparte. Exact. O fereastră spartă, neînlocuită și toate ferestrele vor fi sparte în scurt timp. Știți cum se mai poate rezolva asta? Cu taxarea pentru locurile de parcare. Adică acum e interzis. Dacă e interzis, lumea parchează în România fără niciun fel de probleme. Deci se parchează unde scrie că n-ai voie să parchezi. Dar dacă scrie că trebuie să plătești, nu se mai parchează. Pe toate, serios, pe toate bulevardele astea din București, unde până în urmă cu câteva luni, bă, nu găseai loc de parcare, erau numai parcagii. Și nu găseai loc de parcare nicăieri, adică erau claie peste grămadă. Toate se dungi albastre și atât. Și sunt niște angajați de la primărie care se plimbă și cer bani, găsește totdeauna loc de parcare. Așa e. Pe șoseaua, cred că îi spune Caranfil, deci oarecum la, ce să spun, la 300 de metri de drumul ăsta principal de aici, de la noi, da, care este mereu plin cu mașini parcate ilegal, este șoseaua Caranfil, cred că îi spune. Da, Caranfil îi spune. Nicolae. Da, Nicolae Caranfil. Acolo nu găseai niciodată loc de parcare. Acum, în fiecare zi, da, e liber, n-ai nicio problemă, e adevărat, costă, nu știu, 5 lei pe oră, dar decât 5 lei 5, pe oră, 95. Mai bine fi cu metrou. Da. Și, apropo de asta, că noi fusesem o discuție recent cu situația în care încalci codul rutier și rămâi fără carnet, dar nu primești nici dovadă. Luca ne-a povestit de niște cazuri cu oameni care au venit la un eveniment pe undeva pe un drum județean, au mers foarte tare și le-au fost ridicat permisul, au venit fără cu taxiul, să primească dovadă. Da, fără să mai primești și dovadă. Da. Și m-am interesat, nu e valabil în toate situațiile, dar sunt situații în care, într-adevăr, dacă comiți anumite abateri, s-a terminat, îți ia permisul și pleci acasă cu trotineta. Deci, se eliberează dovadă cu drept de conducere pentru 15 zile, când îți ia permisul, în marea majoritate a cazurilor. Dar sunt și cazuri când pleci acasă cu trotineta, cum scrie sursa mea din poliția rutieră. Alcool. Okay. Da. Depășirea vitezei cu peste 70 de km pe oră. Trecerea la calea ferată. Droguri.
în general infracțiuni la regimul rutier. Se poate elibera cu drept de circulație pentru 15 zile și la alcool, dacă valoarea este până în 0,40 la 1000, ceea ce este contravențional, nu știu ce, bla bla, chestii, nu știu cum. Și mi se pare foarte corect, adică dacă depășești cu 70 de km pe oră... Deci permisul ți-l ia dacă depășești cu peste 70. 50... Nu, da, cu peste 50, 50, da. Și dacă mai pui încă 20... Da, pleci acasă cu... Nu mai ai nici dovadă, ai plecat... Da, cu taxiul pe unde oi fi, nu știu, n-are nicio importanță. Și mi se tot pare... Bine. Sau dacă mai ești cu cineva în mașină care are permis, probabil conduce persoana respectivă. Adică, astea sunt detalii. Da. Da. Deci dai... 70, adică... Adică să nu se înțeleagă că îți ia mașina pur și simplu. Drum de 90, să zice, sau drum de 50, și mergi cu 120 de km pe oră, mi se pare evident că trebuie să... Nu, adică nu mai ce să cauți la volan. Și mai țineți, uite că era un parlamentar, nu mai știu, cred că de la UDMR. Nu cred că are importanță partidul de data asta, dar... care voia să se schimbe regula asta, spune, nu se poate să le dea totuși dovadă că dacă merg cu familia și săracii copii înăuntru, păi săracii copii că mergi cu 120 de km pe oră în loc de 50, săracii copii nu te gândești ce traumatizat o să fie când tati o să calci o familie și o să le împrăștie creierii altor copii pe parbriz, adică la asta nu ne gândim, serios. Da, foarte bine și mai multă severitate, dar mai ales aplicarea legilor. Că așa legi severe putem să scriem, dar trebuie să le și aplicăm. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.